Seara zilei de joi a însemnat pentru iubitorii de activități artistice un prilej de bucurie, deoarece în sala de spectacole a Casei de Cultură Cede Aricescu s-a desfășurat prima parte a festivalului de umor Tudor Mușatescu. Un sentiment mai puternic decât la fel, un sentiment sfânt și sacru. Mă stăpânește, mă rănește, mă chinui, mă doare. La început nu mi-am dat seama, credeam că doar o copilărie trecătoare. Dar acum simt că nu mai pot. Simt că trebuie să vorbesc. Vă iubesc, domnișoară! Imaginea ta, numele iubit meu, mă urmărește pretutindeni. Așa, să continuăm. Da. Doi marinari intră într-o alimentară. L-am adus cu mine în oraș, fiindcă am fost mutat în gărătă din garnizon, la cererea mea. Bineînțeles. Paolo! Persoană scumpă! Nimic nu este mai frumos! Ca poezie și subsol sufletesc! Decât o zăpadă ce se cerne din orizontul văzduhului. Ce crezi că mai sunt acum fată să fac numai ce vrei tu? Adio, băiete! Adu vin! Singurătatea îmi neacă gâtul ca un praf. Și... să-mi aduci pe ce mai ochi, țigan. Pe toate și dar am. Să vreau că... și-apoi să întâi. Să-mi cânte mult. Cochi, chiși. Omul care face cireșe se numește cireș. Omul care face pere se numește păr. Puișor, de ce nu te duci tu afară să te joci? Ce faci tu aici? Mă gândesc. Ei, da, bravo! Și la ce te gândești, mă rog? În viață, joacă teatru numai cei care n-au niciun rol. Asta e! Mai! Mușcă-ți din mea! Sunt de sărat! Bestia de tache a făcut testament. L-a găsit otologul ăla de Procopiu în niște face vechi. A fost aici să spuie! Și eu cu fiși, tot plin. Bună, draga mea! Cam acum un lipsos. Un lopsis? Un lapsis. Nu, am un lapsus. Da, mi se mai întâmplă când de gând să mai am câte un... Bravo, foarte bine. Aplauze până aici, bravo. Numărul semnificativ de participanți și devotamentul pe care l-au manifestat aceștia în pregătirea pentru eveniment este o dovadă în plus a faptului că tinerii mușceleni sunt receptivi la astfel de activități culturale. Acest festival de umor este important pentru toți mușcelenii din mai multe motive, cum ar fi de exemplu și faptul că reprezintă un simbol al recunoștinței față de activitatea lui Tudor Mușatescu, unul dintre cei mai prestigioși dramaturgi români care s-a născut și a crescut în Câmpul Lung. Spectatorii de toate vârstele prezenți în sală i-au susținut prin aplauze pe concurenți, în timp ce membrii juriului, alcătuit din specialiști în domeniul teatral și educațional, au evaluat performanțele acestora.
Mierea! Așa, cu gură să gândești, ce o să mai mierea, în combinație cu nucile, cu creier, cu foarte sănătoasă. Ajută și tu! Foarte sănătoase! Ok? Dar hai, stai, gata, hai, zi! Da! Nu! O zic eu, dă-mi! Să vă zic eu! Nu, 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 nu! Are patru, măi, zi! Să vă zic eu că mierea de urs e cea mai bună! Cum să zici mierea de albine? Unde ai văzut un miere să mănânce, albine să mănânce miere? Că miere să mănânce albine niciun. Într-un timp, o răbunică avea în pui 6 pui. Și prin vara intervara ca la chipul soarelui. De câți ori furtea săgeată, căutând pe deal pe voi hrană bună și destulă, totul pentru pui tăi. Câștigătorii au fost anunțați în cea de-a doua zi a Festivalului de Umor Tudor Mușatescu, iar cu informații despre acest subiect vom reveni în cadrul jurnalului Mușcel TV de luni.